Neața, ceva în zona asta, că e 9 și un pic, și 20, mă rog, ceva de genul. Și am făcut puțină pauză ca să gândesc cum scot și covoarele din living. Cum ziceam, vlogul trecut, vreau să-i schimb camera Elei, adică nu să-i schimb mobila din camera Elei. Și astăzi este vineri. Mâine seara ar trebui să vină mobila aia de la IKEA, dar până atunci, mă rog, până când pun chestiile alea, trebuie să se grăbesc acolo. Iar toată treaba asta e din cauza că m-am luptat cu covorul de la mine din cameră, care, bineînțeles, este mai mic decât astea, deci ceea ce se adică vă voi lupta. Bine, de fapt, mă rog, acolo trebuie să mut bicicleta, să... Aici trebuie doar să strâng canapeaua aia, cred. După aia să strâng covorul ăsta. După aia să mut canapeaua pe locul ăla și să o strâng pe asta. Cred că așa o să meargă. De ce am făcut dezordine în camera ta? Păi nu vrei să zugrăvim? Nu, o să zugrăvești cu alb, nu cu roz. Da, ele, dar facem alb pentru că roz nu-mi place mie și dacă nu-mi place roz, n-aș mai intra la tine în cameră. Nu, mami, facem alb, da? Am cumpărat alb, alb facem, nu există discuție pe partea asta. Dar ca să putem să zugrăvim, trebuie să scoatem toată mobila de la tine din cameră. Trebuie să scoatem tot, șifonier, dulap, masă, canapea, trebuie să scoatem. Așa că de asta facem ce facem. Da, fă. Ceva pentru Am mutat tot ce era în șifonier aseară și în comoda aia. Mai am ce e pe comodă și încă câteva chestii pe dulapul ăla. Oricum o să le duc la mine în cameră. Acum trebuie să văd cum pun lucrurile ca să și dormim acolo diseară la mine în cameră. Că n-am mare lucru de făcut dacă să strâng covoarele și după ce strâng covoarele să găsesc o firmă de asta spălătorie de covoare care le ridică să vină să le ia, să le spele și să mi le aducă. Ziceam că băi, le spălăm la țară, dar și că cu alea mai mici merge. Dar cu imensitățile astea de aici care sunt, ar fi fost numai de transport chin. Nu mai zic de spălat, uscat și așa mai departe. Când am căutat inițial, nu știu, acum vreo câțiva ani, mi s-a părut foarte, foarte, foarte scump. Acum, bine, tot este scump. Dar, cum să zic eu, o să coste cam toate covoarele de spălat cât am dat pe un covor din ăsta mare. Și am dat, nu știu, în jur de 500 de lei, cred. Deci cam atât o să coste și că era 10 lei, 12 lei metru. Unde nu poți să intri? Cu Elsa. Nu pot să intru cu Ce ai în Elsa. mână? Ah, astea sunt alea, te-am găsit pe dedesubt, pe aici. Sau, nu știu exact, vedeți ceva? Am adus canapeaua din camera Elei, aici. Ce face asta? Am aspirat, am tărât-o, bineînțeles. Nu pot să... Acum trebuie să... Vreau să șterg, să iau ligheanul cu ceva, soluția și să șterg tot. Dar, mă rog, nu torc camera invers pentru că sunt, ce? Vom Aici nu asta pot să răsună flashcă că e mai rău ca după Elsa. exerciții. Sunt, am Să-ți și spunem tricou acolo, și la să colanții ieși. flash. Elsa, poți te loc să ieși odată? Iar el lasă joacă. Mama, fii atent, du-te și adu-mi o clamă să-ți prind părul. Hai, adu un elastic să-ți prind părul. Sunt prințesă eu. Mă, înțeles că ești prințesă, transpiri, haide. Păi După aia te iriți.
Păi, prințesele nu se elibă. De, da, sigur, cum să nu? Sunt imune. Aha. Hai, du-te. E 11 și 20. 11 și 20? Și am dat-o pe asta la o parte. Am făcut aici tot ce trebuia. După aia am dat-o înapoi și am adus. Și sunt pe acolo chestii care trebuie să le șterg. Ăla, aia e ce? Aia, de desubt. So, e 6 fără 10. Am ajuns de vreo 5 minute acasă și voiam să vă arăt ce am făcut eu până să plec de acasă. Până să plec de acasă, da. Adică, una bucată canapea din camera Elei, comoda asta. E dezastru total aici, bineînțeles, covoarele. Și e, dezastru, dezastru. M-am oprit pe... deci, hai să zic, am fost la dentist, s-a rezolvat, mă rog, mi-a pilit chestiile alea care stăteau în drumul dinților și acum stă așa mai ok. Și am trecut pe la Târgul Cărții, am luat, nu știu, am luat și pentru el o cărțicică, adică să-i citesc eu, și am luat și chestia asta. A fost 40 de lei chestia asta, dar cu dragone, adică, totuși, cum să nu, să nu eu. Și am luat-o pe jos și eu de la, cum îi zice, de la Romană, la mamucii cu aici, la Unirii. Și după aia am luat transport. Autobuz. Da. Mai am de golit astea și ăsta e prins într-un șurub o chestie sus acolo, să-l dau jos. Dar s-a făcut și aici dezastru. Că na, aici am adus toate alea, un covor, o carte, o alte chestii pe aici, alte chestii pe aici. Aici a dormit Ela. Da. Să mă spăl și eu pe mâini, să beau niște apă, să mă schimb, că bineînțeles, sunt în blugi. Asta am luat. Asta a fost 7 lei. Nu prea mai am energie, deci nu prea mai am, chiar nu sunt... pentru că cald și am transpirat, deci sunt fleașcă. Că am mers cu părul desfăcut. Acum când am ajuns acasă, l-am prins că nu mă mai înțelegeam cu el. Dar chiar cred că ar trebui să dau comandă de ceva, că nu am. N-am absolut nimic făcut. Chiar n-am. Mă rog, mai sunt doujnițele, dar doujnițele mici de acum câteva zile și nu putem să mâncăm tot chestiile alea, nu? Da. Să vedem. Adică oricum nu am chem să gătesc în niciun caz. Astea putea să le bag la spălat. Și să bag la spălat. Da. Să și... Nu, ieri a fost sărbătoare. Nu mai știu cine... Sunt... A venit pizza lui Ela. Să vedem cum mi se pare. E bună? Da. Mă bucur. Oh. Avem și de-asta. Și de-astea. Și niște coaste. Coaste. Bun. Cred că aici ar trebui să fie tot niște cartofi ceva. Da. Dar mâncăm și nu mai facem nimic.
Neața. Camera asta cum este aproape goală, mai am covorașul ăla de luat. Și am dezlipit și am dat tot ce era pe aici. Doar că trimit pe Dragoș la cumpărături că nu am tot ce-mi trebuie. Eu ca o floricică ziceam, pa, ce mai pun? Dau astea jos și ela, bine. Și dau cu lavabil. Trebuie să fac totuși niște reparații. Unde au fost stickerele, vedeți? E, ca să nu mai aici se vede și mai nașpa. Și trebuie să curăț. Așa că acum să ducă să-mi ia șmecher și un suport ăla pe care să-l pun ca să nu mă chinui cu mâna. Să ocupe suprafață mai mare. Să dau. El vrea pereții roz. Bineînțeles că mie nu vine să fac roz, pentru că totuși e o roz. Dar am zis să iau un pigment, totuși poate fac un perete. Poate ăsta îl fac roz. Poate. Nu știu. Oricum, trebuie, deci, după aia spălați pereții, data morsă, deci durează. O să dureze mult, mult, mult. Păi, uite, mult. O prințesă aici și un castel. Da, mami, sunt urmele. Ce, că ce problema am eu acum este cu astea. Că eu astea am zis că, băi, nu o să le dezlipesc, le las aici. Dar și pereții ăștia au nevoie, deci se vede că au, sunt urâți, murdari, pătați. Și să fac toate astea și astea, să le las așa, pentru că nu am cum să dau pe lângă. Nu știu. Eluțul meu, tu ce zici? Dezlipim, mami, și sticărele astea de aici și zugrăvim și aici? Zugrăvim și aici. Acolo nu dezlipim alea. Aici nu dezlipim? Nu. Ia, stai un pic să vedem. De animale, mușcărul ăla de gețele. Mușcărul ăla de animalele? Da. Iar asta a început să dezlipească, gata, nu dezlipesc tot, gata, dezlipesc tot, 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 inclusiv astea de aici. Și am chinuit să pun și eu pe ăla acolo cât de cât. Și am astupat găurile, tic. Acum trebuie să le las vreo 2-3 ore. Și pe aici am dat, sunt dungile alea așa, să usuce și după aia să curăț. Și pe acolo am dat și pe acolo, adică am șlefuit ce am șlefuit, după aia am spălat pereții și acum am chituit. Și lăsăm să usuce, șlefuim și după aia trebuie să dăm amurs. Și, mă rog, suntem bine aici. Este 6 ceasul. Și perdelele sunt în mașina de spălat. Mai are câteva minute să se termine. Și am dat comurs. Mai trebuie pe tavan, dar acolo nu pot. Așa că aștept să dea Dragoș. Și asta trebuie să o lăsăm vreo 3 ore. Și după aia să dăm cu... Da, și după aia să dăm cu primul strat de lavabil. Dar aici se întâmplă să fi venit aia de la Ikea. Și cred că, nu știu, n-are niciun sens să mă apuc acum unde să asamblez, n-am unde. Eu sunt gata de masă cu supică. Ai terminat de mâncat? Nu, mai am puțin de pasă. Du-te și termin atunci, hai. Oh, am astea de strâns pe aici, dar nu mai. Deci eu nu mă întorc cu fața la cameră pentru că vă speriați foarte, foarte tare. Duminică. E duminică și e cam 8:30. Am și o cafea acolo. Am venit și eu să filmez. Am mâncat un sandwich. Și m-am trezit cu o durere de spate ceva... Nașpa. Am dormit de că vreo 3 ore pentru că cineva aici a avut febră azi noapte și acum ești bine, nu-i așa? Da.
Și după aia când m-am trezit, spuneam că vreau să mă duc în Carol. Da, asta spunea, care vrea să ducă în Carol cu taică-sul și ori să se ducă. Eu o să stau să încerc să-mi revin. Aseară n-am mai dat niciun strat de lavabil nimic, n-am mai... Adică trebuia undeva după la 9:30, cam așa, să dau și nu, n-am fost în stare. Iar acum cu spatele ăsta mi-e teamă că nu știu. Părul meu pe aici este roz. Este groaznic. Mă rog, o să-l prind. Adică, cum ziceam, mie roz. Nu, mulțumesc. Dar miroase foarte frumos. Miroase, da. Ce... Azi trebuie neapărat să fac ceva de mâncare pe lângă asta. Am de călcat. Aseară am aproape asamblat un corp din ăla care a venit de la Ikea, dar cam atât. Așa că acum încerc să, nu știu, beau cafea, văd cum mă simt ulterior, dacă nu și nu, o să iau ceva de spate și mă duc să dau primul strat de lavabil, după care să văd ce fac de mâncare și ce mai fac pe aici. Da. Da. Și după aia când adică facem... măcar o ciorbă ceva pentru la prânz. Că ieri, bineînțeles, am comandat mâncare la prânz și ce a rămas am acasă. Voiam doar să vă arăt cum arăt. Adică ce poate să-ți facă zugrăvitul. Și tot ce am făcut este să dau margine și acum să dau și restul peretelui. Am făcut aici niște culoare. Asta este un antrenament. Nu trebuie să fac nimic altceva astăzi. Suficient. Oricum, o să dau decât peretele ăsta roz. Pentru că dacă nu fac într-o singură culoare, va trebui să dau două straturi la ăsta, să aștept să usuce, după aia să lipesc hârtie pe margini, pentru că, bineînțeles că nu am atins, adică am dat așa un pic pe lângă. Fac mâine restul, că până la urmă azi e duminică. Și totuși. Așadar, fac pe ăsta roz. Și cum ziceam, copiii sunt în parc. Sper să îl termin de făcut roz până se întorc ei. Cum să zic eu, în momentul când se întorc ei, să mă găsească liniștită în canapea, citind. Sau aș putea să fac mâncare, e 10 și un sfert. Am timp. Să știți că se vede de 3 ori mai puternic decât se vede pe cameră. Dragoș face lor un duș. Și așa cum se întâmplă fiecare dată, el râde și se ferește de apă. Da. Am curățat și pe aici, am spălat chestii. Am hotărât că nu fac nimic de mâncare. Mă apuc să asamblez și chestiile astea. Așa. Am luat ăsta cu cutiuțe de-astea galbene ca să se potrivească cu alea pe care le aveam deja la măsuța aia lui ăla. Cumva credeam că ăsta să fie mai înalt. Nu știu de ce credeam că o să fie mai înalt. Dar e bine că pot să mai pun unul peste dacă e ceva. Ulterior, adică. Momentan, nu știu, vedem. Încă n-am strâns toate rufele. Așa. Dar, sincer să fiu, mamă, sunt trezmă să fac duș, că sunt frașcă. E cam marți astăzi. Destul de dimineață. E 8:30, cred. Cam așa. Oricum, cred că de vreo oră am dat jos din pat. O aștept să trezească el, deși m-am trezit pe la 6. Și... Pot să fiu și eu bun de ceata în casă, te rog? Da, da, ia-ți un șervețel. Da, ia-ți un șervețel. Uite dacă poate să vină și ea cu înghețată în casă. Este cald, este enervant de cald. Știu sigur că ieri nu am filmat deloc, nu știu exact duminică ce am făcut, ce n-am făcut, oricum voi ați văzut deja. Dar nu, n-am avut starea psihică nici acum, sinceră să fiu. Nu sunt, tot ce aș vrea să fac este să mă duc în cadă, în apă și să stau acolo tot ziua. Da. Am aer,
am aer. Dar pur și simplu nu îl suport. Nu-mi place să-i dau drumul. În momentul când îl dau, îi dau drumul, încep să mă doar genunchii, spatele, plămânii, nu știu, simt, am o problemă cu el și evit să păi îi dau drumul. Păi atunci o să dăm la cald dacă vrei. O, la sigur, la cald vreau, da, la cald vreau. Mami, mami, vrei da, să mami. Îmi faci asta? Nu e. Da. Îmi îngheți apa. Aștept să beau și eu cafea, mai am cam jumătate, așa. După care trebuie să mă pun pe treabă. N-am prea făcut mai nimic în casă zilele astea, adică nu curățenie, nu spălat, nu călcat, nu gătit, nimic. Și trebuie. Primul rând trebuie să aud florile, că săracele și pe ele le afectează căldura asta și trebuia să le aud ieri și n-am făcut-o, așa că acum asta o să fie primul lucru pe care îl fac. Ce am făcut între timp? Cred că am terminat de zugrăvit, cred. Pentru că aseară s-a cojit o parte, deci în momentul când a dat Răzvan ultima, a doua mână, așa, s-a decojit puțin și după aia a decojit el tot ce era așa și m-am uitat acum, am văzut că a rezolvat. Și cred că pot să mă apuc să curăț pe acolo, să șterg, să spăl, să... ce mai e și să mă apuc să duc astea înapoi. Hai, mănâncă! Am făcut găurică! Da. Am făcut câte două băi în fiecare zi. Veți putea observa că părul meu este un roz deschis sau ceva așa. Bârfurile. Dar nu-l vopsesc încă pentru că sigur, astăzi o să mai fac vreo două băi, pentru că transpir. După fiecare mână pe care o dădeam și făcut un perete roz, iar ceilalți albi. Și bineînțeles că n-am lipit protecție inițial, m-am apucat să dau pe la roz. Deci nici măcar să dau pe în tip al albi și să termin cu rozul, nu. Și bineînțeles că am murdărit un pic și pe el azi de roz. După aia, când am terminat cu rozul, am lipit hârtie de aia pe margine ca măcar să nu mai ating cu alb. Când am dat pe tavan, când coboram după scară, după ce l-am terminat pe la roz, am atins cu trafaletele pe la roz. Bun. Dar am zis că am vrut să șterg, dar nu asta așa. O să fie de tablou în locul ăla, nu mă mai agit. Ideea e că am dat eu toate chestiile astea singură, decât asta, a doua mână de alb, a dat-o Răzvan, așa că după ce aia dădeam oa, aveam udă tot, eram udă de făbaie. Să le arăt fetelor canapeaua. Good, canapeaua. Asta. Aseară am asamblat canapeaua asta, mamă, și a fost destul de greu. Deci destul de greu, pentru că instrucțiunile ne-au dat cu rest și... Într-un final, am căutat alte instrucțiuni la ei pe site, la produs în sine și am găsit de ce nu înțelegeam de ce nu ne iese, care erau pașii, nu? Pur și simplu nu înțelegeam. Da, deci asta e așa, ca să o țină, să stea la el în cameră, nu știu, vrem să stăm jos, să... Și dacă e nevoie să doarmă cineva la un moment dat, se deschide. Au stat băieții așa un pic, au făcut o probă. Stau lipiți unul de altul. Că e mai ok pentru o persoană să doarmă decât două. Dar dacă sunt doi copii sau subțirei sau așa, e ok. Hai, dragă. A fost bună înghețata. Bună, încă bună. Încă o bucățică. Încă o bucățică, da? Să te duci să te speli pe mâini și la guriță, da? După ce termin de mâncat. Iar dulapul ăsta cu chestiile alea galbene i-am făcut ieri. Am pus toate jucăriile, mă rog, toate. Ce aveam scos de la ea din cameră le-am pus acolo și decât o să trebuiască să le mutăm. Și ce mai avem e ăsta patul pe care
O să văd dacă pot să-l fac singur sau dacă e nevoie de o persoană. La asta a fost nevoie de două persoane, că... bine, aș fi reușit și singură. Nu zic nu. Doar că mai greu. Pentru că trebuia să ții dintr-o parte și cu... Mă rog, unul să ține și altul să învârtă, pentru că n-ai aceeași putere. Dar, oricum, aș fi descurcat. Și să vedem și aici exact ce se cere. Dar, cred că mâine terminăm. Terminăm cu chestiile astea. Acolo unde s-au luat tencuiala aia de pe perete, la, nu știu, acum vreo câțiva ani, acolo a apărut mucegai. Și am dat cu fâsfusuri de-astea, am curățat. Și aceeași chestie s-a întâmplat și în dormitor la mine, pe... în spate la oglindă. Și Dragoș, când a văzut că a căzut chestia aia, s-a dus să vadă dacă așa se întâmplă și la mine în cameră și mi-a stricat peretele. Am, nu știu, cam așa o bucată căzut. Și va trebui, dar nu acum, momentan. Săptămâna viitoare, poate, nu știu exact, să curăț, să dau alea la o parte, să curăț și să fac și acolo ceva. Dar, sincer să fiu, nu mai și murdare ca găbuliță. Foarte bine. Găbuliță. Da, băguriță. Așa. Găbuliță. Deci, bun, ia mami, hai să vedem. Zic să vă arăt și ce îmi dădea cu rest. În caz că, nu știu, vă luați și voi și vă loviți de aceeași problemă. Da? Deci aici zice, nu o persoană, două. Ce piese avem și după aia începem cu prima de asta, unde faci, ce faci, bun. Da, deci, am pus un băț aici, am pus și al doilea băț aici. După care zice să punem chestia asta. Am pus și chestia asta, da, și nu ne-a dat cu după noi. Care zice... Să băgăm o chestie pe marginea asta. Da? Vedeți? Jum. Dar uite, iar în imaginea următoare arată și cu totul și cu totul o, cum să zic eu, altă chestie. Te rog, Ela. Deci a apărut aici o bară. Da? Iar asta are și șuruburi. Asta. Unde nu există chestia asta. Pentru că, după cum puteți observa, avem imaginea 7 și apoi imaginea 12. Puteți pune, da, ceva, mami? 13, 14, 15, apoi imaginea 12, 13, 14, din nou. Se repetă. 15, 16, 17, 18. Și mă rog, aici îți arată cum să o faci. Da? Deci avem 5 pagini lipsă. Păi vreau și eu să filmez. Da, și nu înțelegeam. Dă-i aici, bă, ce facem? Când nu ne-am uitat la chestia asta aici. Ne-am uitat doar că în imaginea următoare era asta prinsă. Păi, hai să o prindem și noi. Ok. După aia ne-am uitat că, ok, băgăm astea și am văzut, zic că, uite, stai, sunt șuruburile aici. Zic, bă, stai, dacă are șuruburi. Și a fost, m-a terminat cel puțin pe mine, psihic. Uite, mami, uite, da. Mami, ca dulapul ăla. Da, mami, da. Deci, cel puțin pe mine m-a terminat psihic. Da. Aici, dezastru, încă sunt sacoșe cu jucării, hainele alea pe care trebuie să le calc de o groază de timp. Așa, mai am și o pernă pe jos, că de ce nu? Și ia să vedem, apoi există acolo experimentul lui Dragoș. Fascinant. Nu-i fascinant. Fascinant, da. Nu. Foarte fascinant. Ba, nu e fascinant. Da. Bădi. Bă. Bun. Pe aici, bineînțeles, trebuie să strâng, să... Da, am folosit chestia asta
ca să dau pe pereți. Păi, dar la tavan nu reușeam. Așa că am găsit o chestie mai mare. Nu... Nici nu intra foarte bine în suportul ăla, dar... Aici? Da, pe jos pe acolo era, a fost problema și acum... Azi... Da, poți să intri, mami, poți să intri. Ea n-am prea lăsat să intri din cauza la miros la asta. Vedeți acolo un punct în mijlocul la perete? Da. Am lăsat găurile și o să pun tablouri. Pe acolo, pe acolo văd eu cum, nu știu neapărat dacă și la alea două din dreapta de sus, dar o să văd. Nu știu, nu, voi nu vedeți exact ce culoare e aici, se vede. Uite, puleiul urțel, dar nu, e un roz, e un roz, e un roz destul de frumos. Da, acum să dezlipesc hârtia asta. Da. Am făcut și marginea aia roz, am dat și porcul prizerii, era murdare data trecută, iar eu acum stăteam și mă gândeam că oricum ele erau galbene și se vedea urât, dacă ar fi mai ok să dau peste și să fac și astea și să las așa. Că oricum voiam să le vopsesc pe ele și dacă le dau cu lavabile cer. Da, nu știu, ăla e, e. Și pe aici am dezlipit chestii. Așa. Deși, da, deși a dat pe margine cu ăla mare, n-a dat cu ăla mic. Și am urdărit și pe lângă. O să-i pun pe ei să frece acolo. E, tot eu cred că, dacă... Pe acolo la fel este dezastru, perdelele alea oricum s-au uscat, o să le pun, da. Cum ziceam, după ce termin pe aici. Dar gata, nu mă minu. Și asta mă duc acum, am să termin și o cafeaua, să ud florile și apoi să văd exact ce fac. Da, deci e dezastru? Dezastru în toată casa. Foarte, foarte mișto ziua de astăzi. Mi-am terminat cafeaua, bineînțeles, și m-am apucat și am zis, hai ce fac, bag la spălat și m-am apucat am udat și florile. Apucasem să fac ordine în dormitor acolo și zic, hai mai întâi să totuși îmi fac agenda. Și ne-am scris tot ce am de făcut, ce am transcris chestii de ieri. Bineînțeles, ochelarii mei necesită spălare, ștergere, astea. Și am văzut în josul paginii că mi-arată sărbătorile acolo. Uei, astăzi este Sfântul Petru și Pavel. Da. Acum am băgat la spălat, ce să mai fac? Dar nu o să mai fac alelalte călcat chestii. Da. Acum nu știu ce să fac, dacă să... Oricum, trebuie să fac mâncare. Asta zici că până la urmă e ceva ce trebuie să fac. Am niște fasole verde primită de la țară și n-am nici cea mai mică tragere de inimă să stau și să bibelesc și să fac la ea. Dar dacă nu o fac, se strică, că azi e marți, e de duminică, deci dacă nu s-o fi stricat, deja nu știu, e pungă. Dar mă gândeam că am oasele alea garf și pot să le combin și să fac ceva cu ele, nu știu. Dar am luat pe mine o maiou de ăsta, că deja nu mai am haine dacă le-am schimbat. Și cum să zic eu, trei schimburi cam am băgat pe zi. De asta nu mai am și mă... Mai eu văd și rochii și ce aveam mai devreme. Așa. Da, deci chiar nu știu ce să fac. Deci chiar nu știu ce să fac. Acum nu știu ce să fac. Că până la urmă pot să fac treaba și mâine. Adică, băi, nene, până la urmă nu e cine știe ce să zic. Aoleu. Nu e. Încă suntem în... Asta. Ce aș fi vrut... Eu zic, atâta e mâncare. Și faptul că am băgat o mașină... S-a întâmplat. Adică, dacă nu știu că e sărbătoare, n-am stres. Nu fac, nu. Dar în momentul când știu că e sărbătoare, nu mai îmi vine să fac. Și da, așa că va trebui să văd ce fac exact. Da. Se pare că singurul lucru pe care îl voi face astăzi este mâncare. Bine, aș putea să mă și pensez. Aș putea. Voiam să o sun pe mama și m-a sunat ea, așa că am vorbit. A zis că vine mâine,
Adică oricum știam că vine mâine, dar să mai fac acum o să scot mașina asta, da? Și facem mâine. Și până la urmă e bine, pentru că eu voiam să mă forțez astăzi, că spatele meu e în pioneze de la când m-am forțat la tavanul ăla. Dar măcar a, trebuie să și editez, că mâine trebuie să postez e miercuri, da. Deci am și de editat. Vedeți câte ceasul, da? Mi-a luat, nu știu, mi-a luat destul de mult ca să fac fasolea și asta mai mi-a rămas să o bag în congelator. Nu știu, vreo 50 de minute, cred că am stat să bibilesc. Și am două de-astea. Acolo e un ghiveci. Să dau focul mai încet, totuși. Aveam și vinete și dovlecei și ardei gras în frigider, așa că am zis, hai, un ghiveci, cum făceam când eram mică, luam o oală, mă duceam în grădină și cam asta luam. Ardei gras, vinete, dovlecei și fasolete și din alea galbene și făceam ghiveci. Și am și niște cărnați, ceva ușor picanți, am tăiat mici, mici, mici și o să-i adaug mai la final, bineînțeles, plus prăjel. Dar momentan să fiarbă astea și aici la fel am pus dale de oase garfa fumate, legume și mi-am dat seama că nu am borș. Și asta este toată cantitatea de cărnați pe care o am. Da? Da, deci cum ziceam, mi-am dat seama că nu am borș. Și Să zic lui Dragoș să iau o sticlă de borș, să pun ulterior. Mi-am pus un pahar de Pepsi, gheață, mai aveam o sticlă ultima, dar e cu zmeură, de când am luat eu, nu știu exact când, acum o lună jumătate, două când am luat. Asta era ultima sticlă și am pus-o în frigider, dar mi-am pus și un pahar. Și acum aștept să fie gata mâncare, mi-e foame. Una bucată și a doua. Asta este destul de grasă, dar am gustat acum că am așteptat. Adică am oprit-o și acum mi-a dus Dragoș porciul decât am pus peste leușteanu și aia și e bună. E bună și aia, deși, cum să zic eu, atunci când o găteam, am făcut puțin dezastru. Eu la țară acolo avea alt gust, dar de, era la țară. A venit seara, nu știu exact cât este ceasul, dar cred că este târziu, vreo 9 cel puțin. Am asamblat pătuțul Elei, de fapt l-am asamblat Răzvan, doar l-am ținut eu un pic așa de câteva chestii. I-am pus și cerceaf, bine, nu l-am desfăcut. Era sigilat, așa, am desfăcut, l-am prins aici. E puțin mai măricel. Așa. Trebuie să-i cumpăr altă pernă, că fața e mare. Și aici avem un pod asta de pilotă. Dar mi se pare că, nu știu, dimensiunile. Bine, de fapt, 90. Cât, ăsta cât avea? 80. Parcă 4. Nu mai știu. Iar ăsta 150x200. Ăsta 150x200. Aha, de asta e, zici că e pătrat așa ceva. Și perna e 50x60. Și da, așa, da. Ăla e 90, la verde e 90, ăsta e 80. Deci e mai ok. Iar asta, aceeași dimensiuni. Asta așa că am zis să aibă totuși și a plenjerie la ele, dar dacă e, îi cumpăr, na, în funcție de pat, de, este greuț. Acum să vedem exact cum o să-l duce mâine acolo. Adică bine, o să-i dau jos salteaua, că o iei repede. Dau deoparte și bag decât cadru, după care pun asta la loc. Dar am zis că poate el a vrea să doarmă în seara asta aici. Așa că să-i facem baie și după aia să se pună în pat.
Am meditat și eu un clip, mi-a luat, nu știu, cred că vreo 3 ore. De asta s-a făcut atât de târziu, acum se încarcă. Adică ăla pe care n-o să-l pun mâine. Pa da! Nu-mi place, mama! De unde știi? Mama, ești fetiță mare, puiule. Să știi că copilașii dorm singurei în patul lor de când sunt bebeluși mici. Iar noi am tot dormit cu tine. Acum ești și tu fetiță mare, trebuie să dormi singurică, mama. O să mai dormim din când în când, mai doarme unul cu tine, că avem loc. Așa? Dar, mami, nu ești tu fetiță mare? Ești fetiță mare, nu-i așa? Uf, sufletul meu fină cu... E puțin cam dimineața acum. De-abia venit să fac și o cafea, e 7:30. M-am trezit pe la 6 fără ceva. M-am dus în dormitor, am dezlipit alea de pe acolo și am vrut să mă apuc să curăț. Dar aveam decât bureții cu care am spălat pereții și folosit ăștia de baie. Și m-am gândit că, mă rog, nu mergea, adică îmi freca degeaba. Și am zis că o să încerc cu ăștia de bucătărie. Dar de-abia acum am venit, după ce am văzut că nu pot, m-am dus înapoi și am stat lângă ele. Și acum că au plecat băieții la muncă, am venit și eu la bucătărie să-mi fac o cafea, o beau și după aia iau alea, mă rog, bureți chestii să mă duc să fac. Am pe aici, ziceam pătuțul lui ăla, că i-am zis, băi, dorme seara aici? Da, nu, ați văzut așa. Până la urmă a dormit cu mine acolo și am ciolofane și alte chestii și dezastru total, dar beau cafeaua, cred că la micul dejun o să mâncăm pepenele ăla ca să scăpăm de el și treabă. Au venit covoarele de la spălat. Am dat 327 de lei pentru toate covoarele. Cum am așteptat, nu am luat și exact de ce. Am desfăcut unul să văd cum arată, arată bine. Am apucat să cărăm de până astea de pe aici. Și mi-am dat seama că n-am pus perde. Așa că acum mama pune perdele. Și mai am adus ceva ca să vedem exact cum le punem. Adică asta, am făcut patul, l-am strâns ca să fie puțin mai mic. Ar trebui masa aia și cu scaunul să pun acolo. Mama, pun pe ăsta din mijloc? Mami, nu știu pe care, nu mai țin minte. Nu m-am uitat pe care a fost. Știu. Că a fost greu să le scot. Așa. M-a dus, ziceam, canapeaua și să... Am mai zis să aduc ăla de la mine în cameră. Așa că mă duc să aduc câte puțin până... Vrei să pun eu? Vreau să văd cum merge una prima, că nu intră deloc. Nu? A, dă-te să încerc eu. Hai, dă-te jos că încerc eu. Hai, stai. Da. E cumva a doua zi și nu am chiar terminat camera elei pentru că am zis să fac și pasta, adică pe a mea. Și ce mai am momentan este să mai dau o mână. Dar tocmai am terminat de dat pe tavan. Nu știu dacă puteți să observa. Da. Trebuie să fac baie, urgent. Aștept să se usuce mâna asta. Apoi o dau și pe a doua. Și am scăpat de griji. Am terminat camera mea. A elei nu. La elei mai avem până e gata. Dar a mea este. Și am schimbat chestiile pe aici puțin. Mâine la tătăi. Am pus masa și niște flori pe acolo, bicicleta. Am pus un singur tablou, adică trebuie să fie două, doar că nu mai am.
Că aveam decât două făcute și unul e în cameră la el, bine, nu prea să pupă, dar aici trebuie, am zis că îmi trebuie bormașina cu percuție și n-am ca să dau găuri acum să măsor, să o să pun la un moment dat, dar da, momentan nu. Aia a rămas acolo și în partea asta se vede. Păi dacă merge sau nu merge un dragon pe care merge sau nu are frunze, Da. Aici. Că am mutat birou așa, un pic în partea aia și am pus cele două comode una lângă alta, cu toți boscheței lângă. Și aici am și eu câteva chestii, niște spațiu. Aici iar este niște spațiu, că de. Asta nu sunt foarte sigură unde o pun. Că în mod normal masa de călcat era aici, între suportul ăla de haine, pe care nu-l mai păstrez. Dar, deci, aici încă nu e gata. Eu pot. Găsesc un video nou pentru bâltițile asta cu fumică. Și rețeta mea ca să facem o rețetă sănătoasă pentru bâltică, trebuie să stăm chiar aici cu fundul. Au trecut câteva zile de când am terminat camera și n-am filmat din cauza că Eluța a fost, bine, de fapt încă este bolnăvioară, a avut o viroză respiratorie. Am fost noaptea cu ea la camera de gardă, că se înneca, plângea în continuu, nu putea să respire și, mă rog, tratament, chestii de-astea și n-aveam energia necesară. Acum au plecat să o ducă pe mama la țară și eu sunt singurica acasă și am zis să vă arăt ce a făcut aici. N-am cum să vă arăt toată camera, bineînțeles, dar aici e unde nu mi se pare că arată prea bine. Pentru că, na, canapeaua aia, trebuie să-i pun ceva, că stă pe colțul ăsta, e mai sus, așa, din cauza că e covorul și în partea alta nu e nimic și va trebui să pun ceva și acolo, doar că momentan nu prea știu ce, ca să fie la nivel. Bine, nu cred că este chiar atât de... nu e chiar atât de mare diferența, doar că nu e ăsta pus. Da. Nu era pe ăsta prins aici. Așa. Da, deci nu era diferența chiar atât de mare cum se vedea. Acum mama a dormit acolo, așa, micuță. Bine, cu chestia asta să se face. Am zis că... Na. Am zis că să avem și noi un pat în caz că vine cineva la noi, pe care să-l putem folosi și asta e, oricum se poate juca aici dacă e și e motocit așa cât de cât chinuit, oricum poți dormi. Dar am zis că o tragem, se desface dacă e ceva, dar e neagră și nu prea se pupă cu restul, dar n-am avut ce să fac, asta a fost, nu știu, 380 de lei a fost. Și oricum o să-i pun ceva, husă sau ceva, dar momentan nu știu ce. Și ăsta e pătuțul când a făcut un video cu tataie și știa că ea e bolnavă și ea stătea acolo pe pătuț și tata zice, aoleu, ce faci, te la spital? Din cauza la pat? Dar ăsta mi s-a părut cel mai drăguț și vreau, m-am gândit așa dacă să-i pun o instalație, să-i pun așa frumos pe chestiile alea sau să-i pun niște floricele de-astea artificiale. M-am gândit că mai bine floricelele. Acum, na, nu știu, dar asta e cu partea asta de cameră. Bineînțeles, va trebui să pun tablou ceva pe aici. Aici, pe acolo, din alea pe care le am, doar că nu am găuri.
Și de asta și acolo nu e chiar atât a fost greu. Unde am putut să pun și asta cumva ca să mai eliberez și de unde țin tablourile. Dar, sincer să fiu, cred că ăla din dreapta o să-l pun la mine în cameră. Și o să-i fac ei altul și, bineînțeles, când o să fie tata ok, să vină, să măsurăm, să-mi dea găuri și să pun restul tablourilor, ca și la mine în cameră, bineînțeles. Și cam asta este restul. Adică asta e partea de dormit, iar acolo este partea de jucat. De ăsta, dulapul ăla cu jucăriile, în locul la băla roz, așa. Și le-am pus pe categorii. Aici are Frozen cu minioni, cu patrula cățelușilor. Aici sunt mai mașinuțe. Și așa fiecare de ăsta. Are jos în cutiile alea acolo care sunt galbene. Cum îi zice? Lego-urile. Asta voiam neapărat să eu aduc și face niște opere de arte copilul meu acum, adică ceva, wow! pentru că asta stea în balcon și nu o folosea și nici nu aveam unde să o pun și de asta voiam cumva să schimb ca să pot să o încadrez și pe ea. Și a stat aici zilele astea și ziceam, am făcut opere de artă. Mai avem pe aici. Vedeți? A făcut un copăcel. Deci, e bine. Pentru moment, măsuța asta albă e aia care era peste masa mea unde avem eu cărțile și am adus ca să țină jucăriuțele ea aici. Iar, bineînțeles, asta este corpul ăla unde are și ea pijamăluțe, pastiluțe și așa mai departe. Și acolo sunt clămuțele. Și gata, asta este. Camera ei. Arată mai de copil așa cu toate piesele astea micuțe. Acum să vedem cum o să arate și când na, finalizez. Că e momentan e doar ok. Cum ziceam, chestia aia nu dă foarte bine acolo, dar după ce rezolv cumva să nu se mai vadă negru, pot să-i pun un cerceaf și aia e. Îl așez bine, bine, bine și nu se mai vadă, nu? Totuși nu cred. E, vedem. Dar momentan este mult mai practică decât înainte, este mai luminoasă, pentru că înainte, deci era destul de întuneric aici, din cauza la dulapul ăla, la ăsta, dulapul ăsta care era și el în geam aici și nu se vedea prea bine. Aici are puzzle-uri, chestii de plastelină, chestii de pictat, iar aici sunt astea pentru DIY-uri, să zic, ceva de genul de decupat, de lipit, de-astea. Și astea mai am de făcut, de găsit loc, de finalizat. Că mai am de făcut vreo 3 puzzle-uri ca să pot să le pun aici și după aia, cum ziceam, să le prind. Eu momentan am uleiuri, mi-am făcut tratament pentru scalp, mi-am dat cu ulei pe păr, nu m-am vopsit, părul meu de la atâtea spălări este, doamne, vârfurile sunt roz, deci pe aici mai păstrează cât de cât culoare, dar vârfurile sunt cât se poate de roz. Dar, de, momentan nici nu fac nimic, îl mai las așa, îl mai hidratez un pic, îl mai bag câteva uleiuri să-l hrănesc, pentru că ziceam, de la toate chestiile astea, doamne, nu e deloc ok. Dar, da, astăzi o să fie pentru chestia asta, poate mai fac un puzzle, poate mi-am făcut, acum am intrat pe TripAdvisor, mi-am notat 60 de chestii din ce se recomandă pentru turiști să viziteze în București și ce mi s-a părut mie cât de cât ok, intenționez să fac un plan, de fapt, mi-am notat alea, de la 1 la 60. Și a intenționat să intru pe Maps, să văd unde este fiecare localizat, să-mi scot la imprimantă, așa unde stă, și să pun pe hartă unde mi arată 1.
2, 3, 4, 5, ca să văd cum sunt grupate fiecare și să văd ce pot să vizitez așa, în grup. Păi, ia, în partea asta sunt alea, alea, alea. Ok, astăzi luăm o zi și merg să vizitez alea. Pentru că, decât să mă plâng că nu pot, că fac, că nu știu ce, și pentru că oricum, eu, asta spun, deci, din ce am văzut acolo, eu alea 60, n-am fost la ele. Deci, am ce? Plus așa, străzile la pas. Voi fi un very, very turist ca să descoper și eu București. Pentru că, na, tot vreau să mă plimb în vacanță. Așa că pot să mă plimb și în București. Dar acum eram aici pentru că voiam să fac și o încheiere la clipul acesta și să vă mulțumesc pentru vizionare, să vă doresc o zi frumoasă, o vacanță minunată, extraordinară și ne vedem data viitoare.